Mulțumim domnului Tomi Cristin pentru acest intermezzo poetic. Și rugăm Cuvioși părinți, preacurșenici părinți, cuvioși părinți și maici, curioase maici, doamnelor și doamnelor, este pentru mine un prilej deosebit de a participa astăzi la acest simpozion sau mai degrabă la această prăsmire și mulțumesc Facultății Teologiei și special părintele Gheorghe Hold la care m-am invitat anul acesta. Spuneam că este un prilej deosebit pentru că poezia lui Daniel Turcea este prima poezie creștină la care am avut acces, eu personal. Am citit-o de niște caiete, copiate cu mâna și apoi an la rând am tot copiat și eu pentru o ediție am transcris până când am avut acces la ediții tipărite. Așa că pot spune că din adolescență Daniel Turcea este poetul inimii mele. Apoi am avut șansa să cunosc și persoana poetului și pe părintele Sofia Bodeu, care a fost o vreme după cum Daniel. Comunicarea mea de astăzi se referă la artele poetice ale lui Daniel Turcea, înainte și după convertire, este un tipic pe text. Și de asemenea o propunere de reinterpretare a criticii literare dintr-o perspectivă creștină. Cred că avem nevoie astăzi de a nu mai termina atât de strict domeniile, de a primi cu ochelari creștinii acest domeniu. Evoluția spirituală și artistică a poetului Daniel Turcea a stârnit vii dezbateri și controverse în ultimii ani, în special după apariția ultimelor volume de postume, cele menționate de părintele Sebe, precum și a biografiei poetului scrisă de sora acestuia, Lucia Turcea, cărea, întâi de toate, datorăm aceste apariții, opere de căpătâi pentru literatura și istoria literaturii române în această bine epocă. Dezbaterile acestea sunt legate de evaluarea și reevaluarea estetică și existențială a celor două mari etape de creație ale poetului, Entropia și Epifania. Și s-ar cuveni să conducă la o discuție mai consistentă despre definirea demersului poetic din perspectivă creștină, dat fiind faptul că Daniel Turcea ne provoacă printr-o ars poetică cel puțin excentrică pentru mentalitatea omului contemporan. Postmodern. Dincolo de orice speculație, a doua etapă de creație a lui Daniel Turcea este mărturia unei experiențe duhovnicești, autentice și profunde, comparabile cu a unui sfânt, a unui sfânt în un nou teolog sau în epoca contemporană, cu a unui părinte Sofronie Saharu, cu al cărui parcurs existențial de altfel prezintă destule similitudini. În paranteză, fiind spus, mărturisesc că aceste dezbateri și analize critice recente, a cărui intensitate, din păcate, a scăzut relativ repede, m-au provocat personal să redeschid ceea ce eu numesc dosarul Daniel Turcea, din două motive. Datorită acordării cu prevedere estetice a cei de-a doua perioadă de creație a poetului, anume din perspectiva comunismului estetic și a misticii sincretiste din Entropia, și în al doilea rând, datorită lipsei unor chei hermeneutice ceva rapide care să permită înțelegerea poeziei sale creștine, antume și costume, iar constatarea mea este că interpretarea operei sale creștine se bazează pe chei hermeneutice eronate, care inevitabil conduc la concluzii eronate. Într-un articol în curs de apariție, am arătat că a doua etapă de creație de Daniel Turcea, anume Epifania, are drept chei hermeneutice teologia și experiența isihastă și aceasta, iarăși, din două motive. Datorită parcursului său biografic, cu întoarcerea lui Hristos, vădită și recunoscută de cei care l-au cunoscut prin modul de viață ascetic și liturgic și prin relația duhovnicească profundă cu doi dintre mari părinți isihași și mărturisitori contemporani, Arsenie Papacioc și Sofian Botiu, și, în al doilea rând, datorită trimiterilor
menționau un nou teolog și Sfântul Grigore Palama și prin terminologia și reprezentările patristice consacrate pentru descrierea experienței întâlnirii cu Hristos. În opinia mea, greșeala curentă este interpretarea poeziei sale strict, cum spuneam, estetic, iar experiența mistică ca simplă figură de stil, ca refugiere mistică a acestor experiențe duhovnicești autentice, pe care autorul, ca orice teolog, nu face decât să le consemneze. De aceea, doar o abordare interdisciplinară de hermeneutică deopotrivă literară și patristică ar putea revela adevăratul mesaj al poeziei sale. În succinta mea comunicare, îmi propun să analizez în oglindă concepția Daniel Turcea despre arta poetică înainte și după convertire, din dorința de a provoca o discuție despre definirea creștină a demersului literar. În genere, măcar la noi medii teologice, urmărind definirea unui instrumentar hermeneutic creștin în înțelegerea literaturii. După cum se știe, Daniel Turcea aparține curentul literar românesc al onirismului estetic, considerat o dezvoltare în literatură asupra realismului din artele plastice. Grupul Onirii s-a constituit în 64, în jurul lui Leonid Dinov și Dimitru Țepeneac, care au definit conceptul în măsura în care această teoretizare era posibilă într-o epocă în care, citesc, cenzura vechea cu strășnicie, nu numai pe plan politic, dar și pe plan estetic și mai ales teoretic, mărturisește Dumitru Țepeneac într-un interviu acordat de Eugen Simion în 1991. În fond, la un prim nivel, onirismul propunea un mod de rezistență prin estetic la ideologia comunistă, proiectând o perspectivă deschisă către postmodernitate. Mai mult, venea cu o redefinire a sensului poeziei și a literaturii dintr-o perspectivă care deconstruiește antropocentrismul modernității. Ce este visul pentru onirici? În articolul său programatic intitulat În căutarea unei definiții, Dumitru Țepeneac afirmă că, citesc, pentru literatura onirică, visul nu este sursă și nici obiect de studiu. Visul este un criteriu. Deosebirea este fundamentală. Eu nu povestesc un vis, ci încerc să construiesc o realitate analogă visului. Poetul onirii creează o altă lume, o lume deosebită de cea cotidiană, folosind elementele onirice pe care le identifică ascunse în cotidian, printr-o percepție care transcende vizualul și rațiunea. Prin demersul oniric se tinde spre obiectivare, spre proiectarea hiperbolizată care transformă sentimentul într-un obiect vizibil. Deoarece, citesc, în vis totul e văzut, uneori chiar și gândul. Nu mai exiști decât un ochi. Am încheiat citatul. Onirismul nu evadează din realitate, ci creează o altă realitate utilizând legile visului. Prin oniric, realitatea nu este pur și simplu trăită, ci transformată potrivit visului, care este, citesc, îndreptat legislativ, după cum spune Leonid Dimov. Așadar, scriind, oniricii nu pretindeau că visează, ori că descriu vise, ci aspirau să producă vise, să ofere creații compuse după regulile visului. Așadar, visul este o lege prin care se creează o altă lume, o lume care poetul evadează dintr-un cotidian mai mult sau mai puțin confortabil. Pentru autorul Entropiei, poezia este emanație a substanței vitale, ce ia înfățișarea unei încălceri de forme, iar actul poetic are ca miză ieșirea din real, nu doar din realul lucrurilor, ci și din realul cuvintelor. Actul poetic
produce acea fisură care face inteligibilă irealitatea, chiar dacă doar într-un sens apofatic, ca pe o orbire, ce are drept consecință ocultarea lumii empirice. Actul poetic, în entropia, este evaziune de sub legile oricărei mișcări care se face, ceea ce face ca textul să se convertească într-un depozit de energie potențială, într-o artă a non-expresiei potrivit unei viziuni foarte apropiate de zen și hinduism. Trecând acum la etapa creștină, odată cu întoarcerea la Hristos, toate aceste elemente sunt convertite, sunt orientate într-o altă direcție, putem vorbi de o convertire a artei poetice însăși. Rezistența, acest spirit de frondă împotriva ideologiei totalitare, nu se mai realizează prin crearea unei lumi, citesc, deosebite de empirii de cotidian, unei lumi paralele, structurate după legile visului și ale închipuirii, ci prin nevoința asumării lumii acestuia până la jertfă. Modelul prin excelență al acestei asumări a realității sunt martiri și mărturisitorii creștini din timpul regimului comunist, despre care a putut afla din sursă directă de la povățuitorii săi duhovnicești, părintele Arsenie Papaciuc și părintele Sofian Boghiu. Martirii sunt cei care, curățindu-se prin suferință, biruiesc moartea și dobândesc acea dragoste jertfelnică, mărturia luminării și a unirii cu Dumnezeu. Citez dintr-un poem al lui Daniel Turcea. Pe cei ce nu iubește nimeni, cu dragoste smerită îi iubești. I-am văzut aproape stângheri, sfiindu-se de atâta fericire printre moribunzi, printre uneltele urii, ei nu urau pe nimeni. Privirea lor de dincolo de moarte, purificându-se în roa ce se prelinge pe obrazul cerului. Poem de iubire. Și al doilea citat, și se va vedea biruința celor ce n-au urât în fața întregului cosmos. Scriptura poetică nu mai este un joc estetic al acrobațiilor visului, ci devine prilej de spovedanie în fața întregii lumi. Iată ce spune. Om sunt pe pământ și ce-am știut m-a rătăcit sub soare și ce-am dorit m-a orățit sub lună și ce-am văzut frumos am aruncat și în rana mea deschisă am lovit și ce era învinovat am lovit. Demersul poetic nu are sens decât ca istorisire și consemnare a autenticei experiențe a întâlnirii cu Dumnezeu, că-și potrivit altei sale poetice, o schiță de program poetic intitulată Poezia este slujire și jertfă, ce deschide volumul de postume Epifania din 2011, adevărata poezie este, citesc, gest sacru, este jertfă, jertfă de laudă. Actul poetic nu poate avea decât un singur scop, citesc în același poem, descrierea adevărată a lumii, care, lumea, nu mai este o realitate marcată de relativitate și nici joc al posibilităților. Poezia, citesc, este descriere a sufletului, a sacrului. Închei citatul. Ce nu poate fi realizată decât în versuri, căci mai degrabă prin măsură, ritm și proporție, poate fi zugrăvită taina în cuvinte. Însă, la rândul ei, vederea tainei este condiționată de curăție și nevinovăție. Citez. Dar cine poate fi atât de curat, atât de fără vină, încât să le vadă, așa cum sunt, natură și har? Am încheiat citatul. Astfel, demersul poetic-mistic presupune o asceză care nu este diferită de asceza pentru sfințirea omului. Poetul, citesc, se aduce pe sine arbere de tot, iar trupul lui se cuvine să fie ca rucul aprins, aici cu referire directă la rugăciunea minții, la starea în care Duhul Sfânt se roagă înăuntru omului. Și abia atunci, în această stare, ochiul sufletului începe să vadă
și este capabil să descrie, citez, revărsarea luminii a necăitei lumini de creare. Dacă în prima etapă de creație cuvintele se obiectualizează și se autonomizează, alcătuind materia, elementele constitutive ale lumilor paralele pe care ele însă le creează pe cuvintele, având pe poet doar martor pe aceste creații, în etapa poeziei creștine, viziunea este inversată. Realitățile sunt cuvinte, sunt logosuri, sunt rațiuni dumnezeiești. Citez. Cerurile, lucrurile sunt libere. Ale cărții veșnice și sublime, care descrie lumina. Cuvintele sunt vase ale nebăinitei taine. Ele nu ascund gând posibile, dincolo de învelișul realității empirice, ci ascund frumusețea și arhetipul care este însuși logosul dumnezeesc, cuvântul Dumnezeu. Și iarăși, calea de acces către această taină este, cum spune poetul, desăvârșită iubire, iar nume mișcarea și conservarea energiei sortită inevitabil de zorbării entropice. În încheiere, aș vrea să vă pun la inimă un îndemn. După cum știți ce mai mulți dintre dumneavoastră, marele teolog român al secolului al XX-lea, Părintele Dumitru Stăniloae, afirma în prefața Epifaniei din 2011 următorul lucru. Avem în față un volum de poezie categoric creștin, o poezie extraordinară, cum n-am avut în literatura noastră și cum nu este, și cum nu este în lumea întreagă. O poezie de mare adâncime și căldură despre ortodoxie. O poezie care se va impune în lumea întreagă. Îmi doresc ca acest eveniment să contribuie puțin la împlinirea acestei frumoase profeții a Părintelui Dumitru Stăniloae. Vă mulțumesc!